Începe o nouă ediție Sănătate cu Prioritate și vă spun bun regăsit! Dacă suferiți de dureri de coloană, emisiunea de astăzi este chiar pentru dumneavoastră și vin cu vești extraordinare. Mă bucur că în această ediție pot să vă prezint o premieră medicală în România, o abordare inedită a unei echipe de specialiști în tratarea durerilor coloanei vertebrale. Doi dintre cei mai buni experți români în tratarea acestor dureri vorbesc în premieră la Speranța TV despre soluții inovatoare de tratare a acestor dureri de coloană vertebrală. Ei au pus bazele primului și singurului ecosistem medical din România ce îmbină managementul durerii online cu tehnologia de ultimă oră și expertiza medicală de excepție din domeniul neurochirurgiei. Așadar, alături de mine și de dumneavoastră au venit în platoul nostru dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie și de asemenea cofondatorul primei platforme de fizioterapie asistată online din România, fizioterapeutul Alexandru Irie. Bun venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate! Bună seara! Bine v-am găsit! Sigur că nu sunteți pentru prima dată în emisiunea aceasta, dar de data aceasta formați o echipă și ați venit în această formulă pentru că v-ați unit forțele în a crea zero durere în cazul afecțiunilor durerilor coloanei vertebrale. Vreau să înțelegem ce este acest ecosistem pe care l-ați creat și să vedem în ce fel putem să ajutăm persoanele care suferă de aceste dureri. Așa că o să te întreb pe tine, Alexandru, prima dată, pentru că știu că a fost inițiativa ta. Cum s-a născut această idee și ce ai vrut să pui în aplicare de fapt? Inițiativa a venit tocmai din datorită faptului că permanent suntem concentrați și avem pacientul în centru universului nostru medical, așa cum a spus-o întotdeauna. Și ne dădeam seama că în managementul durerii online suntem deficitari atunci când pacienții prezintă semne de urgență medicală și avem nevoie de o echipă cu care să cooperăm pentru a putea să ieșim din criză, sau când zona aceasta de tratament non-chirurgical își atinge limitele și organismul are din nou nevoie de ceea ce astăzi poate să ofere terapia durerii și echipa de neurochirurgie. Și plecând cu acest gând în minte, mi-am luat inima în dinți, în primul rând să-mi fac o radiografie la ceea ce înseamnă partenerii pe care am putea să invităm într-o asemenea inițiativă, care, așa cum ai spus, este o premieră în România. Ne-am dorit să avem alături de noi oameni care sunt deschiși, oameni care sunt cu viziune medicală, oameni care au avut experiența internațională și care știau că tehnologia trebuie să o transformi într-un aliat și nici de cum într-un dușman, și să te adaptezi zilelor în care trăiești. Și în acel moment am dat efectiv un telefon domnului doctor Dorin Bică, în care i-am propus să avem o întâlnire. Mi-aduc aminte când ne-am întâlnit chiar la birou la dumnealui și i-am arătat efectiv o viziune cu ceea ce facem și cu ceea ce mi-aș dori foarte mult să realizăm împreună. Și de acolo, practic, au început o serie întreagă de lucruri pe care a trebuit să le punem la punct și în continuare cristalizăm acest ecosistem cât mai mult de la lună la lună, tocmai pentru a putea să servim într-o eficiență maximă interesele pacientului, care, așa cum ai spus și tu, sunt de a-și reduce durerea. Și ne uităm cu ceea ce se întâmplă cu pacienții de peste tot din România. Orașele universitare, întotdeauna am spus că sunt răsfățate pentru că au specialiști, însă dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă la 100 de kilometri distanță, 150 de kilometri distanță și ceea ce oferă Casa Națională de Asigurări ca și sistem de viteză și de oferire a serviciilor acestea de urgență, ne dăm seama de fapt că acest ecosistem este realmente o inovație prin care pacientul în 48 de ore poate să-și aibă o indicație precisă, fie că e vorba de o intervenție chirurgicală și de nevoia acesteia, fie din fericire de un tratament conservator, cum în majoritatea situațiilor se întâmplă. Mă îndrept către dumneavoastră, domnule doctor. A venit Alexandru cu această idee. Cum ați primit-o dumneavoastră? Ideea aceasta de a îmbina toate aceste specialități într-un flux de lucru care începe cu telemedicină. Păi am primit-o cu brațele larg deschise, ce pot să spun. De ce? Pentru că, după cum știți, și eu și colegul meu am lucrat și prin afară. Vă dau așa poate mai multe exemple unde acest proiect se potrivește ca o mănușă și nu numai. Sistemul englezesc, în NHS, în general, pacienții români, nu știu cum sunt alții, dar știu că pacienții români au un acces extraordinar de dificil, în primul rând la GP, care este medicul de familie, apoi să nu mai vorbim de imagistică sau de neurochirurg, pot să aștepte și un an să ajungă la un neurochirurg.
Dacă aștepți un an să ajungi la neurochirurg, probabil că nu mai ai nevoie de neurochirurg într-un an de zile. Asta este unul dintre exemple. Deci, în general, am avut pacienți din Canada, de exemplu, care vin, culmea, în România ca să aibă o consultație de neurochirurgie. Nu e nevoie acum, prin platforma asta creată de echipa colegului și partenerului meu acum, Alexandru Ilie, acest lucru, zborul cu avionul din Canada la București pentru o consultație oricare ar fi ea, a fost de fapt anulat. Nu mai este nevoie. Practic, intri în acest ecosistem. În momentul în care intri, ești evaluat dacă ai nevoie de chirurgie, deci de echipa noastră cumva de chirurgi sau de terapia durerii în sensul de a face ceva invaziv, ok, dacă nu, pe platformă ei se pot ocupa foarte bine de un pacient. Noi nu aveam expertiza aceasta, nici nu aveam cum să trimitem un pacient din Canada, din UK, din state, la kinetoterapeut. Știm foarte bine că accesul este dificil, pe când ei fac foarte, foarte bine această preluare a pacientului și încet, încet învățăm fiecare unul de la altul când și cum să facem și cum să ne ajutăm pacienții. Dar nu e vorba doar de Canada și de UK. E vorba și de țara noastră. Știți bine că... Un sat îndepărtat. Da, s-au apropiat, de exemplu, că și în București, eu stau aici, stăm în cartier și am făcut 45 de minute până la dumneavoastră. Corect. Deci e vorba de, până la urmă, de acces. Ce acces am? Avem mai multe proiecte în provincie noi și am mulți pacienți care, de exemplu, au zero acces la orice serviciu de recuperare medicală, de gimnastică, de kinetoterapie, de monitorizare, de orice fel. Degeaba vii la mine să îți spun, da, sigur, kinetoterapie, dacă sfatul meu este 1 egal cu 0, nu faci nimic. Dar dacă te duci acasă și acasă există o echipă care e implicată, care este serioasă, care vrea să știe că ești bine, care te monitorizează și care zice: domnul Popescu, știți, ați ratat ședința de kinetoterapie, așa, atunci, sigur, sună foarte intim pentru pacient și we care, cum ar veni, da? Sau ne pasă. Din respect pentru că cineva, altcineva, un străin practic, se îngrijește de sănătatea ta, vei face și ședințele respective și cumva această comunicare este... Sunăm pe domnul Popescu din exemplu și s-a întâmplat ceva. Am văzut că a sărit peste o ședință. Vrem să știm dacă vă putem ajuta cu ceva în acest sens. Da. Este foarte frumos ce spuneți. Mi se pare că s-au ascultat sau mergem pe niște scurtături de acum, scurtături care ne sunt vitale, că îți spuneați că după un an de zile de dureri de coloană vertebrală, de hernie de disc și așa mai departe, poate gravă, nu mai avem ce să mai tratăm. Deja suntem cu boala deja s-a instalat foarte, foarte mult. Sau... Nu poți cu o hernie de disc. Nu poți să aștepți. Nu trebuie să aștepți nici un nu an. Trebuie. Nu, adică încă sistemul nostru și echipa pe care o creăm acum poate să ofere rapid un răspuns cum este și normal. Adică asta ce discutăm aici de un an de zile, discutăm despre sistemele din străinătate care, deși sunt performante, ca să zic așa, pacienții, în general, experiența pe care o avem noi, nu reușesc să ajungă sub nicio formă la un neurochirurg. Să aștepți un an de zile pentru a avea o opinie de neurochirurg, oricare ar fi ea, nu este normal. Luat pe partea altă, văzut altfel perspectiva, nici nu e normal să aglomerezi neurochirurgul. Domne, mă doare spatele, am venit și eu la neurochirurg. Se mai întâmplă asta, nu e necesar. E o pierdere de vreme și pentru neurochirurg, da? E o pierdere de vreme și pentru pacient. Dacă intri în acest ecosistem, pur și simplu ajungi la neurochirurg doar dacă ai nevoie, fără să îți pierzi vremea și pe a ta. Vă spun din proprie experiență că primul
doctor pe care l-am căutat în condiția de durere de coloană, hernie de disc, a fost medicul neurochirurg. Da. Foarte rău, pentru că șansele ca să aveți nevoie de o operație erau de sub 1%. Așa înțelegeți? A fost. Deci, l-am deranjat pe doctor degeaba. Nu l-ați deranjat degeaba, că ăla e jobul lui, să vă vadă. Da? El, înainte de a fi chirurg, este medic, deci vă poate da un sfat. Dar gândiți-vă așa, dacă sub 1% din pacienții, cum ați fost dumneavoastră, să zicem, au indicație chirurgicală, ok? Asta înseamnă că doctorul respectiv, dacă tot s-ar duce către neurochirurg, trebuie să vadă 100 de pacienți ca să opereze unul. Ori un neurochirurg vede 100 de pacienți, să zicem, într-o lună, în 3 săptămâni, drept urmare, este aglomerat cu pacienți care nu au ce să facă acolo. Da, domne, nu prea, nu e nevoie, uite, mergeți aici. În ecosistemul acesta, odată introduși pacienții, nu ajung la neurochirurg și nu e un filtru ca să îl salvezi pe neurochirurg, ci pur și simplu, nu ai nevoie. Sigur că da, mă doare piciorul, când mai ales au o amorțeală pacienții pe picior sau pe mână, să zicem, da? Se gândesc, AVC, toate minunile care pot fi serioase, îi înspăimântă foarte tare și atunci se gândesc, neapărat trebuie să mă duc la un chirurg. Nu trebuie. În acest ecosistem, cumva, ești imediat preluat și o să fie experți medicali acolo care o să înțeleagă dacă ai sau nu ai nevoie de chirurgie să fii operat. La CCV, la chirurgie cardiovasculară, nu te duci la chirurgul de chirurgie cardiovasculară dacă te doare în piept, te duci la cardiolog, te duci, vezi alții înainte. Deci, reconfigurăm puțin traseul. Despre asta e vorba, ai spus-o și tu foarte bine, pentru că până în acest moment pacientul român nu avea în clar o cristalină, așa, un traseu de urmat în momentul în care ai o afecțiune a coloanei vertebrale. Și, din fericire, putem observa faptul că incidența acestui semnal dureros este deja prezentă la vârstă de sub 30 de ani. Domnul doctor totdeauna a spus acest lucru. Sunt oamenii care lucrează în fața laptopului, da? Oameni care fac parte dintr-o corporație mare și vedem că oameni la 27, la 28 de ani deja se prezintă în cabinetul neurochirurgului cu acest semn de durere lombară, cu de durere care coboară pe picior, care el a ajuns acolo nu din rea intenție, ci pur și simplu pentru că nu avea un traseu foarte clar pe care ar fi trebuit să îl urmeze, unde neurochirurgul întotdeauna este pus în capătul listei și nu în capătul listei din final și nu la debutul abordării terapeutice. Este un... câștigă toată lumea în povestea asta. Și pacientul, și kinetoterapeutul, fizioterapeutul și medicul neurochirurg. Fiecare are, știe ce trebuie să facă, pacientul merge exact unde trebuie. Avem câteva imagini cu acest traseu de urmat pentru o viață cu zero durere, așa cum am scris noi pe burdier, exact, în momentul de față. Practic, ceea ce observăm în această imagine este ceea ce vom încerca să aducem în prim planul publicului larg ca și principiu general disponibil de data aceasta ca premieră în România, în acest ecosistem pe care noi l-am format. În primul rând, ai nevoie de un consult cu un medic specialist în recuperare medicală. De data aceasta, din fericire, consultațiile se pot realiza cu succes în sistem de telemedicină. Deci, practic, pacientul cu dureri spinale poate să se programeze la un consult online și în maxim 48 de ore să primească o opinie cu privire la traiectoria terapeutică. Aici poate interveni situația în care, așa cum a spus și domnul doctor anterior, majoritatea nu au nevoie de intervenție chirurgicală și încep abordarea tratamentului non-chirurgical, adică managementul durerii online, prin oferirea unui program de kinetoterapie personalizată online și serviciile suplimentare care fac referire la abordarea pacientului într-o formă complexă, așa cum am spus-o întotdeauna, nu tratăm doar un diagnostic, tratăm o ființă umană și atunci ne uităm și din punct de vedere al nutriției, avem evidențe științifice nenumărate care ne-au dovedit faptul că există suficiente motive pentru care când ai o durere cronică să te gândești că este important să ai o nutriție antiinflamatoare abordată pe 2-3 săptămâni conform evidențelor științifice ca și instrument terapeutic suplimentar de reducerea fenomenului de durere și nu în ultimul rând, evident, psihologia durerii. Pentru că durerea cronică este întotdeauna corelată cu o alterare a acestei percepții, a durerii, de contextul biopsihosocial. Și tu ai nevoie să începi să ai un cadru
profesional în care un doctor în psihologie să poată să te ajute să vezi lucrurile așa cum sunt ele și nu mai rău decât sunt, căci asta este ceea ce ne propunem. Iar apoi, după ce urmezi acești pași rând pe rând care desfășoară în săptămâni de zile, nu sunt lucruri care se întâmplă în două zile, și te programa la consult cu medicul specialist în recuperare medicală, urmează să primești în 24 de ore un plan personalizat de kinetoterapie pe care o poți realiza cu succes din confortul casei tale, de oriunde ai fi, din România sau din afara României. Se scutesc timp inutil pentru a veni în diverse cabinete și, bineînțeles, eficientizăm timpii pacientului și metoda atunci când nu există aceste cabinete sau sunt la 70 de kilometri, la 80 de kilometri distanță, lucru care îngreunează și, de fapt, îl pune pe pacient în ipostaza în care spune: mi-e foarte greu să mă duc, dați-mi ceva medicamente, căci nu pot să ajung de 3 ori pe săptămână într-un cabinet să fac exerciții constante. În schimb, în confortul casei se pot realiza, iar la 6 săptămâni distanță maxim, de obicei pacientul este reevaluat. Din nou, echipa medicală din departamentul de reabilitare vede pacientul, începe să consemneze rând pe rând toate semnele care au fost luate în observație în debutul intrării sale în acest ecosistem și vedem prin comparație care este evoluția sa, atât din punct de vedere al bilanțului articular, având niște evidențe obiective de data aceasta, cât și, probabil cel mai important lucru, partea de percepție a durerii, cu cât s-a redus fenomenul de durere sau alte semne clinice prezentate de către pacient la consultul inițial. În lipsa unui răspuns favorabil, este un răspuns neutru, deci pacientul la 6 săptămâni de urmare a acestei terapii non-chirurgicale a durerii aplicate online, în confortul casei sale, atunci se poate lua în considerare trimiterea către specialiștii din neurochirurgie și aici domnul doctor, din nou împreună cu echipa pe care o coordonează împreună cu colegul dumnealui, cu domnul doctor Ionuț Gobeș, vor alege cea mai bună strategie terapeutică, care poate să fie, așa cum o să vedeți și în acest traseu, sub diverse instrumente terapeutice pe care ei le au în acces. Mă gândeam la accesul pacienților de oriunde într-un sistem de telemedicină. Mi se pare foarte important pentru că așa salvăm timp, nu ne mai deplasăm și facem lucrul acesta pentru că e mai greu să-ți faci bagajul și să pleci la București din Vaslui, să zicem, și e mult mai ușor să deschizi un laptop sau un telefon și să te conectezi cu... Eu aș vrea să spun că nu știu dacă este greu să vii de la Vaslui la București. Întrebarea este: oare e necesar? Iar aici intervine acest ecosistem în care este ca un filtru prin care tu te asiguri că drumul la București, în cazul nostru, este cu adevărat util. Înainte de asta, echipa de neurochirurgie, evident, și aici am să las pe domnul doctor, tocmai pentru că ei au fost deschiși spre a putea să înceapă să ofere consultații în sistem de telemedicină, observând remeneurile și având cu ei o discuție la distanță printr-un apel video, în urma căruia practic îl califică și îl certifică că drumul lui e mai mult ca sigur merită să fie făcut spre București. Deci și dumneavoastră sunteți angrenat în telemedicină. Adică, obligatoriu. Dar noi facem telemedicină de mult timp, ca să zic așa, chiar și atât pe site-ul nostru avem această evaluare a dosarelor medicale, dar și pe unde am fost, pe oriunde. Te suna cineva, aveai, în țară, exista o evaluare făcută, nu transportai pacientul până la PTE, de exemplu, la salpetrier, când în realitate nu avea nevoie. Deci telemedicina a început de mult timp. Acum este destul de avansată, ca să zic așa, avem aceste conexiuni, internet extraordinare, putem să facem videocall-uri, putem să vedem imagini enorme de imagistică rapid și atunci sigur că trebuie să ne folosim de acest instrument. Vor exista, și eu pot să zic, dacă există pacienți la care ai nevoie să îl examinezi, să-i faci un examen clinic, să pui mâna pe pacient, sigur, dar la marea majoritate acest lucru nu este neapărat necesar și, în plus, la cei mai mulți ne adresăm multora care nu au acces deloc.
Deci, și cei care nu au acest acces, care au mai trecut pe undeva, care au o durere de spate, domnule, mă doare și pe mine spatele cumva, oare trebuie să vin de la, dintr-un oraș de la 300 de kilometri departare să te vadă un neurochirurg? Este foarte frustrant pentru pacient. Gândiți-vă, și am făcut la început, când am dezvoltat această secție a noastră, cumva această firmă sau cum să-i zic, am făcut un audit, eram foarte încântat, am mai spus despre ce rezultate am eu la consultații, că nu operez, că oamenii sunt, că le dau să facă kinetoterapie, jumătate dintre pacienți erau dezamăgiți. Din, nu știu, nu le place moca mea, nu știu, asta este, dar în altă, erau dezamăgiți, poate și pentru faptul că voiau o intervenție chirurgicală, sau poate că erau dezamăgiți și pentru faptul că au venit de la 200 de kilometri, 300 de kilometri să le zică neurochirurgul kinetoterapie. Dacă m-au prins și într-o zi din aia în care sunt super obosit sau am un pacient în terapie intensivă și mă gândesc la pacientul respectiv și vine pacientul și îi spun, da, domne, este kinetoterapie. Cum? Am făcut 300 de kilometri ca să-mi spui kinetoterapie. Deja ca și este... cum plăti niște, foarte scump, niște analize și ne bune sunt și normale. Suntem supărați. Da, deci am făcut toți anticorpii și au ieșit normal. Mă, și da. Super, nu? Adică, okay. E un efort. Deci nu trebuie să... Sigur că da. Și atunci, dacă pacientul este introdus în acest ecosistem, e posibil să fie și mulțumit, să-și rezolve și durerea și să, și să nu trebuiască neapărat să facă acest drum până nu știu, până nu știu unde. Există cazuri în care pot să am o durere care să fie, care să fie o problemă care nu este de kinetoterapie, o durere lombară, da. Dar sunt niște red flags și aceste red flags le știm care sunt cumva. Da? Deci un pacient care are durere lombară cu febră, de exemplu. Da? Asta nu trebuie neapărat să stai în online, bineînțeles. Începem, facem niște analize, evaluăm, vedem, ești trimis acolo unde trebuie. O durere nouă apărută de la un pacient care are, nu știu, 50 de ani cu istoric de neoplazie în urmă cu 2 ani de zile. Te îngrijorează? Da, te îngrijorează. Nu stăm să facem niciun fel de medicină de recuperare pentru că nu e cazul, trebuie să investigăm. Dar noi știm cumva care sunt acești pacienți care au nevoie de o evaluare rapidă într-un spital, într-un serviciu de UGU sau mai știu eu, sau mai știu eu ce. Dar aceștia sunt foarte rare, acestea sunt cazurile extreme și îi detectăm rapid. Gândiți-vă, ați văzut desenul. Nu, acești pacienți nu trec printr-un singur pacient, care, printr-un singur specialist care este unul și atât. Nu, sunt mai mulți pași. 6 și cu 6, deci e un filtru care prin filtrul acesta trec repede. În 24, în 48 de ore și din 10 oameni s-o prinde unul că este o problemă poate alta decât doar o durere de discartroză. Spre deosebire când poate vii chiar la mine și am acel pacient în terapie intensivă, unde e posibil ca eu să ratez, să zicem, un diagnostic. Deci acest filtru este excelent pentru pacient, e și o asigurare pentru mine că atunci când pun o indicație chirurgicală, am o întreagă comunitate în spate care a susținut lucrul ăsta. Nu e doar decizia mea. Finalmente este decizia mea. În ultima instanță este decizia pacientului până la urmă, dar trebuie să știi să îi și explici. Dar decizia de chirurgie, eu pun aceasta de, eu pun parafa că da, vă operez și trebuie să vă operez, dar când ai și alți oameni în spate care zic, da, e uite, știți că ați fi făcută, așa mai și mai ales cei care se ocupă de pacienții care nu sunt chirurgicali, atunci este excelent, adică ai un confort al unei comunități, acest ecosistem creat de sau de gândit noi. De noi, cumva, dar ideea este a lui Alexandru Ilie și a echipei sale, mi se pare excelent.
Mulțumesc tuturor telespectatorilor care sunt cu noi și feedback-ul îl vedem în live. Suntem pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV și vă mulțumesc că sunteți acolo, ne-ați salutat și chiar sunteți bucuroși de idee. Dați și un share pentru prietenii dumneavoastră dacă îi știți cu dureri de spate. Durerea aceasta de coloană vertebrală sau problemele coloanei vertebrale sunt foarte frecvente. Așa că eu cred că nu faceți rău să dați informațiile bune mai departe, nu se știe cine va avea nevoie de ele și vorbim despre ceva în premieră în România, o premieră medicală. O echipă care scurtează traseul pacientului cu dureri de coloană vertebrală și îl aduce mai ușor, dacă are nevoie într-adevăr de intervenție chirurgicală, are prioritate, are un drum rapid către asta. Asta e vorba. Ai pronunțat cuvântul cheie, prioritate, pentru că în momentul în care echipa medicală observă aceste red flag-uri de care a vorbit domnul doctor Dorin Bică, în momentul respectiv se creează un coridor cu prioritate. Și chiar înainte îți arătam o astfel de pacientă care cât de impresionată era când spunea: domne, mie mi-a fost extraordinar de... Nu vrea să cred că sunt în România, că după ce am avut un consult și o expertiză în online, cineva mi-a spus: doamnă, n-aveți ce să facem în online, că în opinia mea trebuie să vă vadă de urgență un neurochirurg. Și a spus, am fost realmente impresionată că în 15 minute cineva din această echipă m-a contactat, mi s-au preluat documentele medicale, am fost văzută într-un prim consult în online, urma căreia s-a stabilit că trebuie să vin la București. O femeie care era la 350 de kilometri de București, care, cum s-am arătat, se întâmpla vineri, a venit luni, joi era acasă după ce s-a operat și a început protocolul de recuperare post-intervențională specifică din confortul casei sale, la care capacitatea, din nou, logistică de a avea acces. Pentru că recuperarea aceasta în urma unei intervenții chirurgicale, mai ales când vorbim de prezența unui deficit motor, cum era în rândul dumneai, pe care va trebui să facem tot posibilul să-l recuperăm și avem un termen limită, noi acolo ne ruptăm în primele 6 luni de zile să câștigăm cât putem de mult ca și departament de recuperare, ea practic trebuie să facă în mod susținut kinetoterapie. Nu se poate recurge la spune, duceți-vă și faceți 10 ședințe sau indicații superficiale în care spunem, doamnă, mergeți și este suficient dacă mergeți. Ei trebuie să înțelegem că recuperarea post-intervențională are obiective foarte precise pe care noi ca echipă le urmărim, de la evident a dobândi o încredere pacientul în propriile resurse, pentru că el și din punct de vedere emoțional se percepe ca un pacient cu o deficiență. Spune, domnule, nu mai sunt la fel, eu am fost operat. Mai sunt situațiile în care pacienții, din fericire, nu în cazul nostru, dar sunt în continuare astfel de, cumva, indicații în care îi se spune, domnule, aveți grijă că nu trebuie să vă mai mișcați prea mult acum după operație. Și noi avem astfel de oameni care îi vedem în fiecare săptămână, la 6 luni distanță de la operație sau la un an distanță de la operație, ne sună să se programeze la un consult pentru că au în continuare dureri și le spun, vă rog să vă plecați. Și îi spun, păi n-am voie să mă plec. Și zic, păi stați un pic, cum să n-aveți voie? Aveți indicație totală, sunt operat. E o funcție. Cum să că sunt plec? Operată, exact. Și aici, cred că, din nou, domnul doctor ne poate ajuta, că el poate să ne ofere această garanție de a ne avea voie. Deci, domnule doctor, trebuie să se miște oamenii după deci, operație dacă sau nu? Se mișcă, trebuie puși pe Clexan. Asta este o glumă pe care cred că am înțeles-o doar eu acum și cei care sunt doctori. Eu râd din politețe. Deci este un anticoagulant. Nu trebuie pus pe Clexan, trebuie pur și simplu să-i punem să fie activi. Da? Un pacient care este imobilizat trebuie pus pe anticoagulant din simplu motiv că face tromboze, da, și pleacă și face embolie pulmonară. Dar nu trebuie să-l pui pe Clexan din simplu motiv că trebuie să fie activ. Deci pacientul nostru în postoperator trebuie să fie activ. Da? Dacă nu, cu cât este mai activ, cu atât prognosticul pacientului este mai bun, indiferent de ce ar avea. Chiar am fost la niște cursuri în vara asta în Europa cu societatea organizată de Societatea Europeană de Chirurgie Spinală și nu știau cum să sublinieze mai tare, să le spunem pacienților să fie activi, indiferent că au sau nu au dureri pre-postoperatorii reziduale. Sigur, când ai o durere 10 din 10, e complicat
să te mobilizezi. Dar ăsta este și rolul, și rolul nostru ca specialiști în medicină. Să încercăm să le diminuăm durerile pe cât posibil, să oferim o fereastră în care pacientul o fereastră de durere, ca să zic, sau fără durere, sau cu o durere cât mai mică, în care pacientul să se simtă confortabil să lucreze și să știe că nu-i se întâmplă nimic dacă lucrează. Nu o să-i se rupă coloana, nu o să rămână paralizat, nu, astea sunt mituri, să zic așa, și nu-l imobilizăm la pat. Pentru spondiloartroză, nu știu, îl imobilizezi pentru altceva, să zic, o... Nu știu pentru ce, că în general nu prea sunt indicațiile astea, dar exemplu de există, nu știu, o discită care nu vrea să se opereze și trebuie pusă într-un corset și să stea acolo 3 luni. Nu prea mai sunt astfel de pacienți, deci imobilizarea de lungă durată la pat este limitată, cel puțin în indicațiile pe care le facem noi, pentru că a sta alungit la pat o lungă perioadă de vreme vine cu complicațiile acestei imobilizări îndelungate. Și partea pe care nu și-o mai asumă nimeni, această imobilizare la pat, nu mai are niciun doctor nicio responsabilitate. Nu ți-am zis să stai la pat? Da. Așa, dacă am făcut intervenția chirurgicală, dacă iese, dacă apare vreo problemă, cum poate să apară, atunci e doctor's fault. Da? Dar altfel, dacă nu ți-am zis să stai la pat, cred că n-ai stat prea bine pe spate, așa, asta este problema, clexan 3 luni și nu. Deci pacientul trebuie să fie cât se poate de activ. La dureri 10 din 10 nu poate să fie activ pentru că îl doare, dar aici este rolul nostru, al acestui ecosistem. Vedem ce putem să facem. Infiltrații, perfuzii, stai un pic, nu știu, o zi, vezi cum poți să te miști. Dacă reușim să te aducem din durere 10 din 10 la 4 din 10 sau 5 din 10, iar atenție, la femei 8 din 10, de exemplu, femeile sunt foarte tolerante cu durerea, pur și simplu o tolerează mult mai bine decât mâțâiții de bărbați, da? Care la 3 din 10 este praf. Probabil cunoașteți, sunt praf, probabil cunoașteți așa. O răceală-i doboare. Exact, da. Este teribil prin ce trec. O răceală ne-a terminat. Așa, atunci revenim la acest be active, da? Fii activ. Nu se poate, mergem mai departe. Dacă nu și nu, intervenții chirurgicale. Și asta putem să oferim rapid. Dar traseul este altul. Mai întâi mișcare și apoi, dacă nu se rezolvă, ajungem la neurochirurgie. Vreau să insistăm puțin și asupra acestor consultații online. Poate ne ascultă cineva dintr-un sat, poate că nu prea accesează internetul, nu se descurcă și iar îi se pare ușor inaccesibilă treaba. E așa de complicat să obții o consultație online? Ne-am gândit la acest aspect și cu experiența noastră de 3 ani de zile, credem că am reușit să aducem într-o formă extrem de simplificată procesul de intrare în contact cu un specialist. Avem pentru început un număr de telefon pe care l-am trecut, tocmai pentru ca pacientul, să spunem, care este ușor atehnic, să poată să contacteze pe cineva și o persoană, atenție, nu un robot, da? Deci un om Maria. Real, da? Nu o Maria, exact, Ion sau Ioana, da? Să poți să intri în contact cu un operator real din departamentul nostru de customer support și care să te ajute ulterior să te pregătești pentru consult. Și care are răbdare, poate asta e important de spus, că ne teamă să nu, că suntem prea tehnici și va dura prea mult conversația. Deci noi după 3 ani de zile de lucru în acest sistem, pot spune că media noastră de vârsta pacientului este de plus 55 de ani, un lucru care este pentru mulți wow. Adică voi aveți pacienți de 65, de 72, de 78 în online și răspundem că da. Și nu 10 și nici 1000. Avem peste 3500 de pacienți activi în momentul de față, repet, cu această medie de vârstă. Oameni care au trecut printr-un proces de a înțelege mecanismul acesta, de a realiza până la final un act medical la distanță, utilizând sistemele digitale pe care le putem utiliza astăzi, respectând toate standardele necesare și cele legislative, au învățat cum să-și încarce documente
documentele medicale, rapoartele medicale în fișa pacientului pe care noi o punem la dispoziție gratuit pacienților, în urma cărora, așa cum spuneam, medicul specialist cu care se debutează în consultul inițial, în cazul nostru de recuperare medicală, poate să treacă în revistă practic toate aceste documente medicale. Poate avea loc anamneza, practic discuția între tine și specialist, prin care să-i povestești simptomatologia și istoricul tău și, bineînțeles, te poate vedea un aspect extrem de important, așa cum vedeți acum pe ecran. Acesta este o captură care, în care arătăm efectiv cum ne uităm pe tot felul de rapoarte medicale și apoi cum putem vedea pacientul la distanță, punându-l în diverse situații motrice, spunem noi, teste funcționale, un bilanț articular, completăm un raport medical fiecare pacient și aici ținem foarte, foarte mult la acest aspect, pentru că la noi fiecare pacient primește un raport medical cu indicație personalizată, semnată și parafată de către un specialist. Nu există să se finalizeze că ne mai auzim sau o să vedem cum o să fie. Sau nu mai răspundeți la telefon. Se stabilește un prognostic foarte clar pe care îl urmărim, se stabilesc că avem rubrică dedicată obiectivelor pe care ni le setăm și pe care le vom avea ca și reevaluare în momentul în care vom vedea din nou pacientul. Deci ne asumăm răspunderea pe ceea ce vrem să facem și, așa cum spuneam, după 3 ani de zile avem un feedback extraordinar în piață, pentru că sper că s-a înțeles că, din fericire, majoritatea pacienților nu au nevoie de intervenție chirurgicală. Spunea domnul doctor anterior, de aproape 1% din cei pe care îi vede și care ajung fără acest ecosistem la neurochirurg, cum a fost și cazul tău, nu au nevoie de tratament, din fericire, chirurgical. Și aici, din punctul ăsta de vedere, intervin cu succes și majoritatea, la un interval scurt, așa cum spuneam, de 6 săptămâni, deja vin cu primele răspunsuri favorabile. Dacă mă durea de 7, mă doare de 3. Dacă aveam amorțeala pe gambă și coapsă, acum mai simt doar mici furnicături care îmi coboară pe fesă. Deci niște remisii importante, niște lucruri pe care le consemnăm în raportul medical, care califică pacientul spre continuarea tratamentului conservator sau non-chirurgical, mai pe înțelesul tuturor. Se pare că vestea bună a fost primită foarte bine. Oamenii ne trimit aici mesaje pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și spun felicitări. Cred că era un lucru pe care îl așteptam, dar nu știam cum arată. Nu știam cum poate să fie. Noi știm cozile, știm că trebuie să așteptăm vreo 2 luni dacă nu avem cu ce să ne achităm un RMN sau o investigație care este decontată de stat, dar unde toți așteptăm toate aceste lucruri și mai ales să ajungem la medic să ne consulte, să facem acel drum. În fine, sunt foarte multe lucruri care ne împiedicau. Vreau să vă întreb, domnule doctor, dumneavoastră împreună cu echipa pe care o conduceți oferiți soluții performante, identice cu cele oferite și în țările recunoscute pentru aceste proceduri medicale de înaltă tehnologie, cu țări precum Germania, Franța, Marea Britanie, Statele Unite. Chiar ce înseamnă și care sunt avantajele acestor tehnici minim invazive sau ultra minim invazive pentru pacient? Cred că prima dată lupta e cu mine, cu introdusul acestor tehnici. Orice chirurg care învață să facă o tehnică chirurgicală ajunge rapid sau ajunge după un timp în zona de confort. Da? Odată ce ai învățat să faci o tehnică chirurgicală, oricare ar fi ea, vei fi mereu tentat să o faci pentru că știi să o faci, ești calm, ești relaxat, toată echipa nu știe. E o rutină plăcută. E o rutină. Bun. Doar că cu o astfel de rutină ajungi să nu mai implementezi nimic nou. Iar lupta în echipa aceasta noastră este să fim atenți la ce se întâmplă în lume și să încercăm să implementăm. Sigur că vă dați seama că forța și de care ai nevoie de susținere ca să faci toate lucrurile astea, pentru că aceste instrumente costă foarte mult. Pe lângă faptul că ele costă foarte mult, tu trebuie să te duci la specializări, să înveți, să operezi, ca să oferi cel puțin aceeași calitate chirurgicală cu ce făceai cu o lună, 2 luni, 3 luni mai devreme printr-o altă tehnologie. Dar dacă tehnologia avansează și tu trebuie să fii în rând cu tehnologia, la fel și cu telemedicina. Ce facem acum, de exemplu, pentru intervențiile de hernii de disc?
folosim endoscopia și doar endoscopie. Ce înseamnă asta? Am trecut de la o incizie care avea 2,5 cm cu microscop operator la o incizie care are 1 cm. Cu o vizualizare mai bună decât la microscop. Pentru că, spre deosebire de microscop, care vede drept, ca printr-un binoclu, cu endoscopul văd cumva la 30 de grade. Deci avem acest, dacă puneți camera un pic mai jos pe mărul ăsta, eu pot să văd după colțul mărului. Da? Deci dacă mă uit așa, văd și aici, unde am degetul, pe care nu-l văd cu endoscopul, pentru că duc endoscopul până în zona în care o hernie e aici, față de mine. Ok? Și pot vedea după colț. E fantastic să pot să văd după colț cu o incizie de un centimetru. Pacientul pleacă acasă, de cele mai multe ori este mulțumit, și dacă până acum pacienții, să zicem că erau, știu că ziceați mai devreme că pacientul este timorat că a fost operat, experiența recentă ne spune că trebuie să-i convingem să aibă grijă că au fost operați, că se simt bine și că în realitate minimul acela de incizie și de faptul că nu tai țesut, ci doar treci și fibrele musculare sunt doar date la o parte și faci o rezecție doar acolo unde este nevoie, uneori nu percep că sunt într-o zonă de convalescență și încep să fac, nu știu, schimbă, acum au venit ninsorile, dau zăpada la o parte după 2 săptămâni de la operație. Not good. Trebuie să îi spun să stea un pic mai liniștit, că chiar dacă este o intervenție endoscopică, tot operație și atunci trebuie să stea un pic mai liniștit. Nu în pat, nu imobilizat, deci nu clexan, dar în principiu trebuie să fie cu băgare de seamă câteva săptămâni, dar în care face kinetoterapie. Atenție! Noi avem kinetoterapeut la pacient la 2 ore după ce s-a trezit și facem și în ziua următoare și în următoare. De ce? Nu are ce rău să-i facă kinetoterapia pacientului. Tot ce vreau este să nu ridice lucruri grele, să nu împingă mașina dacă îi rămâne în drum sau din acestea. Serios! Sigur, pare așa că e amuzant, dar nu e real asta, pentru că pacientul se simte bine. Gândiți-vă, față de o incizie atât, după aia am ajuns atât, în care dăm la o parte toți mușchii ăia, dacă v-am arătat cu ce dăm la o parte, n-ați mai vrea să vă operați. Mai bine, nu? Iar acum, cu endoscopia în care se simt foarte, foarte bine. Mi se pare încă o veste bună, pentru că dacă pacientul va fi înștiințat printr-o consultație, prin telemedicină, da? Consultație online, că nu mai este cazul să trebuie să se oprească puțin din mișcare și să meargă să facă o intervenție chirurgicală, nu e chiar de speriat. Adică ne-ați făcut să răsuflăm ușurați că, sigur, totuși și intervenția chirurgicală nu e chiar ceea ce... Nu este. Șansele ca un pacient să fie bine și foarte bine după o intervenție chirurgicală endoscopică sunt de peste 90%, să fie foarte bine, peste 90%. Există complicații? Sigur că există complicații, dar acestea sunt limitate. Pacienții care au complicații suferă, într-adevăr. Și aici încercăm să venim în spate cu terapia durerii, cu tot ce putem noi să facem și aici kinetoterapia are un rol foarte important. Pentru că, ok, nu poți să faci intervenții chirurgicale la infinit și uneori sunt leziuni intrinseci ale nervului. Și tot acest traseu până în creier al durerii e unul extrem de complex și nu poate fi rezolvat cu o operație. N-avem ce să mai operăm în realitate acolo ca să rezolvăm problema. Și atunci, rehabilitation este medicina de reabilitare, kinetoterapia, exact ce... Să știți că n-am văzut niciun medic să vorbească, un medic chirurg, să vorbească cu atâta pasiune despre kinetoterapie și mișcare. Acum sper că mă înțelegi pe mine. De ce am venit către domnul doctor cu această propunere? Tocmai pentru că știam viziunea sa medicală și știam care este importanța pe care o atribuie acestui moment după ce se finalizează intervenția chirurgicală. Știam că este împreună colegul său, domnul doctor Ioruz Gobeș, extrem de vestiți pentru faptul că nu operează,
Știi, mulți neurochirurgi se laudă și spun anul acesta am făcut... Nu operăm orice, că de operat avem ce să operăm, da? Deci atenție. Când nu e cazul. Dacă 100%. Avem timp, v-aș spune cum a fost declicul meu cu kinetoterapia și de ce mi s-a părut așa. Erau doi într-o seară la PTS Salpetrier, când eram de gardă, vine în marea gardă de neurochirurgie, vine un pacient care se certase cu confratele său de aceeași naționalitate și cu mine, deci doi români s-au certat între ei și unul dintre acești pacienți, supărat pentru nu știu ce dispută au avut, a luat o șurubelniță și a înfipt-o în cap colegului care a venit la noi în gardă, aici. Rămânește așa. Cred că sunt și alții care sunt la fel de... l-am operat pe acest pacient, avea afazie, deci nu mai vorbea absolut deloc, hemiplegie. De ce l-am operat? Au văzut că este român, eram și de gardă, ok, era o echipă fantastică acolo. Cu acest deficit, deci hemiplegie, afazie, eu aș fi zis că acest pacient niciodată, dar niciodată, nu va mai mișca. Operația mea cât a durat? O oră jumate, două ore? Ok. Acest pacient a ajuns la mine pe secție și după o lună de zile, deci din prima zi, au venit francezii, haide să vedem ce putem să facem, să-l punem în pat, să-l mobilizăm, să... după ce l-au scos chiar și în terapie intensivă, asta este altă discuție cu mobilizarea, dar pe secție, deci pe secția unde nu mai avea nevoie de terapie intensivă, veneau în fiecare zi, poate de două ori, de trei ori pe zi, să-l pună în scaun, să-l pună să meargă, un hemiplegic. Ok? Atunci am zis, e extraordinar ce fac acești oameni, pentru că intervenția chirurgului a durat o oră jumate, era și rezident. Poate că unul făcea mai repede, un medic primar, da? Cu o altă experiență. Și au mai venit cu cineva, au venit cu un ortofonist. Acest pacient care nu mai zicea o vorbă românește, spunea cuvinte și lega propoziții scurte după o oră jumate. Și atunci am zis, hopa, asta e așa, hai de jos de pe piedestalul ăla de chirurg, hai să vedem că e posibil ca tu să poți să construiești poate vreodată o echipă în care să integrezi toate cunoștințele astea pe care le-ai văzut, nu doar incizia aia pe care ai făcut-o și ai scos nu știu ce din cap. Da? Și atunci... Așa, adică fiecare lecție din asta de viață pe care am primit-o, am integrat-o destul de bine. De asta sunt atât de fan mișcare, pentru că dacă ei reușesc cu echipa lor, e pacientul meu și este mulțumit. Și atunci... Satisfacția e și mai mare că vedeți viitor un pacient reabilitat complet. Exact. Să mai avem 2 minute din emisiune, mai puține 2 minute, și aș vrea ca în încheiere fiecare dintre dumneavoastră să trageți o concluzie sau să transmiteți un mesaj pentru pacienții care sau persoanele care se uită acum la noi și chiar se confruntă cu dureri de coloană. Din punctul meu de vedere, cred că după această întâlnire în premieră, spun, pentru Televiziunea Națională, deci la voi suntem pentru prima dată când vorbim aici la Speranța TV. Mulțumesc foarte mult, sunt onorată. Pentru publicul larg. Cred că este important pentru pacientul român să înțeleagă că în acest moment, la 48 de ore, poți să-ți primești un răspuns avizat cu privire la traiectoria ta terapeutică. Deci dacă ai o durere de origine spinală, te doare coloana vertebrală, fie că e cervicală, toracală, te doare mijlocul, în 48 de ore, în momentul de față, poți să primești un răspuns clar dacă ai nevoie de tratament conservator și să poți să accesezi acest tratament non-chirurgical sau dacă prezinți semne de urgență medicală, din fericire ți se va crea un protocol și un coridor de a putea accesa specialistul în maxim 48 de ore. Domnule doctor? Ce pot să zic? Să fiți activi. Ăsta este sfatul meu pentru toată lumea. Activitatea este cea care vă va face să fiți bine. Trebuie să aveți încredere atât în dumneavoastră, cât și în sistemul pe care îl creăm. Vom face tot ce ne stă în putere ca lucrurile să fie mereu mai bune. Mulțumesc foarte mult pentru că ați ales emisiunea Sănătate cu Prioritate să prezentați această veste bună pentru pacienții care suferă nu doar de durere de coloană vertebrală, bănuiesc că se extind aici afecțiunile și sper că prin acest proiect, prin acest ecosistem medical,
tot mai mulți pacienți care nu visau vreodată să ajungă repede să-și rezolve problemele, să poată să facă lucrul acesta în România. Mulțumesc exact. Foarte mult! Și noi mulțumim de invitație! Mult succes mulțumim. În continuare! Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie, și Alexandru Ilie, fizioterapeut. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea până la capăt. Și dacă informațiile primite vă ajută să stați drept în fața durerii, înseamnă că vestea bună a ajuns la cine trebuie. Vă stăm la dispoziție pentru orice fel de detalii. Rămânem conectați pe Facebook, pagina Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc celor care și-au timp să ne scrie, iar feedback-ul dumneavoastră ne face să mergem înainte cu informațiile medicale de la prima mână, medici și specialiști, așa cum am avut și astăzi. Veți găsi acest interviu în curând pe YouTube și astfel veți putea să urmăriți din nou dacă aveți nevoie de detaliile spuse aici în emisiune sau dacă veți dori să distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Vă aștept cu noi subiecte și mâine de la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc un lucru important pe care l-auziți în fiecare ocazie la final de ediție. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Toate cele bune!